Această emisiune se intitulează Reghin Exclusiv și își propune ca în fiecare săptămână să aducă pe micile ecrane pentru publicul reghinean oameni din comunitatea noastră care ne pot oferi un exemplu, care au ceva de spus și de la care noi avem ceva de învățat. E o plăcere pentru noi să revenim la Fabrica de Instrumente Muzicale și să stăm de vorbă cu un tânăr reprezentant al acestei fabrici, în vârstă de 30 de ani, din câte am înțeles. Da. Aș vrea să ne spuneți concret cu ce vă ocupați aici la fabrică. Sunt inginer în hala de mașini, chitare, vior și accesorii Abanos. Momentan am fost la asamblare chitare timp de 2 ani de zile, după care acum sunt în hala de mașini. Și vom vedea pe parcursul anilor evoluția bună a lucrurilor pentru mine, pentru cei care mă conduc. Și ce înseamnă de fapt această secție? Ce se întâmplă acolo pentru cei care nu știu? Se prelucrează semifabricatele, se introduc în hala de mașini semifabricatele, încep prelucrările cu dimensiuni, cu cote exacte la mașinile, la CNC-ul, la mașinile circulare, fierăstrăie circulare, deci tot ce înseamnă hala de mașini, utilaje, agregate și execuția lor brută, practic, nu netă. Pe parcursul, după terminarea dimensiunilor și a reperelor brute, merg mai departe pe flux la asamblare chitare, acolo se fac următoarele prelucrări pentru finisare, șlefuire, finisare și lăcuire, grunduire, lăcuire, montaj și ultima fază, adică montajul și produsul va merge la client. Cât e de extinsă această secție? Adică putem vorbi de o anumită suprafață, de un număr de angajați, de un număr de utilaje? Numărul de angajați, am în atelierul meu 39 de angajați. E un număr mare, zic eu. Sunt doar bărbați? Și femei, și femei care lucrează pe utilaje, pe agregate, care sunt foarte mulțumit de ele. E o diferență până la urmă între femei și bărbați când vine vorba de a munci la aceste utilaje? Depinde de utilaje. Unde trebuie depusă mai multă forță, acolo nu prea au ce căuta femeile. Dar la o retezare, la o spintecare, se poate. Poate să lucreze o femeie fără probleme. Îmi imaginez că e nevoie de foarte multă atenție. Fără discuție. Deci aici, la noi, la instrumente muzicale, cotele trebuie respectate cu sfințenie. Nu putem avea abateri de milimetri sau de un milimetru. De zecimi, vorba de zecimi. Cotele trebuie respectate, greșelile evitate. Deci nu avem voie să greșim. Înțeleg că e o fază cumva mai ușoară din punct de vedere a condițiilor de lucru. Pentru că știm că sunt etape în care, să zicem că e puțin mai dificil pentru muncitori, nu au condiții din cele deci, mai bune. Noi avem atelierul nostru aici la proiectare, proiectarea care, inginerii de la proiectare care se ocupă cu fișele tehnice. Niciun produs nu intră în hala de mașini fără să avem documentație pe el, cu desene, cu desene de execuție. Deci totul e bine pus la punct de proiectare, de proiectanții noștri, de colegii mei. Fișele tehnice, când vine un produs nou, îl discutăm, îl analizăm, execuția lui, complexitatea lui și până la urmă execuția trebuie să fie pe măsura așteptărilor clientului. De câți ani sunteți aici în fabrică? De 14 ani. În 2000 am venit aici îndrumat de domnul Nodi Antal, celui omul care mi-a fost un mentor, să zic așa, la început de drum. Aveam vârsta de 15 ani. Tânăr. Am venit la
cu dânsul de mânuță la doamna Poprodica în sector, a vorbit cu domnul director Puzgan. M-a adus aici de mânuță, după cum vă spuneam, și zicea, uite, vei lucra aici, vei face practic aici, 2 ani de zile, primul an de, al doilea an de profesională și al treilea an de profesională. Am venit, mi-am făcut datoria cât am putut de bine, mi-am dat tot interesul ca să fiu angajat la un moment dat. Ce a însemnat, de fapt, o perioadă de câteva ore pe zi sau cum? Păi făceam practică 2 zile pe săptămână și în perioada de practică normal câte o lună de zile în fiecare zi venea. Ca și cum veneai la lucru. Deci respectai programul, respectai colegii, respectai... Am fost primit cu brațele deschise. Mi-am dat, după cum am spus, tot interesul. A fost greu la început. Am fost pus la diferite faze să învăț. Le-am învățat, după care urma să fiu angajat. M-a angajat domnul director. Era și este onoare să lucrez la SC Horaisa, la fabrica de instrumente muzicale. De ce ați vrut în acel moment, având doar 15-16 ani, să rămâneți într-o asemenea fabrică? Fiind tânăr, nu știu, poate puteați visa la alte orașe, la alte țări? Deci eu sunt naționalist, nu-mi place să-mi părăsesc locul, nu-mi țara, sunt naționalist. Și dacă îți găsești un echilibru și aici, în țară, la noi și așa, eu cred că nu-i nicio problemă. Dacă vrei cu adevărat să lucrezi, dacă ești devotat muncii, ești devotat programului, e imposibil să nu-ți găsești un echilibru la care să rămâi și să... Înțeleg. Probabil că știați unele lucruri despre această fabrică în acel moment. Deci, era cea mai râvnită fabrică pentru practicanți. Am fost singurul din toată generația mea care am venit aici și am făcut practică. Vă spun, era imposibil să faci practică la Hora. Mă refer la generația mea. Cu generații în urmă au mai fost practicanți. Care avem și băieți care din generații mai vechi sunt rămași câțiva. Nu mulți, dar... Dar din generațiile de după dumneavoastră? Din generațiile după mine, nimeni. Deci au mai fost încă 2 generații, după aceea s-au stricat școlile profesionale, s-au desființat de către sistemul nostru de învățământ sau așa. Au mai venit și, după cum ziceam, echilibru nu și l-au găsit. Pofta, nu s-au potrivit aici nu și potrivit. Nu li s-a potrivit să facă așa ceva. Exact, exact. Înțeleg că e o problemă aceasta a tinerilor, adică e o tradiție în zona noastră, în Reghin, să facem instrumente muzicale, însă dacă continuăm în acest ritm, s-ar putea ca peste câteva decenii să nu mai aibă cine să lucreze. Da, este foarte adevărat. Este foarte adevărat. Ne confruntăm cu problemele astea de personal, de forță de muncă. Din păcate, mai selectăm, mai facem să fie bine. Ne chinuim, îi învățăm, după 2 luni pleacă, 3 luni. Nu-și găsesc locul, nu-și găsesc. Vreau libertate, nu le place să stea la program. Chiar aș vrea să vorbim despre asta, despre avantajele de a lucra într-o fabrică, pentru că sunt numeroase. Da, fără discuție. Sunt, de exemplu, aici la noi... Salariul este dat la timp, nu s-a întârziat nicio zi cu plata salariilor sau avansului și a plății. Avem un bloc aici de locuințe în care pot sta tinerii. Chiria este foarte mică, condițiile sunt bune.
dacă sunt copii tineri de pe sate să vină să stea, nu trebuie să facă naveta. Acum se decontează și naveta, căldură, condiții bune de muncă, sprijin din partea conducerii necondiționat, dacă este pertinent, bineînțeles. Există cantină? Există cantină, bonuri de masă, programul. Programul este de la ora 6 până la 3 fără un sfert, 30 de minute pauza de masă, în care mergem la cantină și ne întoarcem. Mâncarea bună, caldă, la oră fixă. Deci, mai mult de atâta, nu știu dacă... Și ai și o siguranță a locului de muncă, atâta timp cât tu ești serios. Da. Deci, siguranța locului de muncă e... La o spitalizare, la orice ești asigurat, toate... Fabrica plătește tot absolut la timp către casa de sănătate. Deci, totul E perfect. Da, pot să zic și așa. Iată că există locuri de muncă perfecte da, în municipiul nostru. Eu așa zic, din punctul meu de vedere și cred că și a colegilor mei. N-am terminat cu evoluția mea. După ce am fost angajat la 2 ani, am susținut de către maestra mea, doamna Pop, și de către domnul director Man să mă duc la liceu, am mers la liceu, am terminat liceu și după care evoluția cea mai înaltă către facultate. Am fost trimiși 3 băieți la facultate, 2 sunt ingineri în proiectare și eu în producție. Am terminat anul acesta facultatea, suntem ingineri, n-am visat niciodată că voi fi inginer, și mai ales la fabrica care mi-am dorit cel mai mult să lucrez, de când eram copil, e un lucru bun, sunt mândru că lucrez aici, am toate condițiile, sprijinul conducerii, îl avem fiecare dintre noi, la orice problemă avem, la orice, că este personală, că ține de producție, că ține de... Deci, sprijinul este necondiționat. Există o bună comunicare. Da, exact. Pentru noi cei din afară e o bucurie să vedem că un tânăr de 30 de ani, care este născut în Reghin, se simte împlinit aici în orașul lui și face ceva pentru comunitatea în care trăiește. Așa este. E un exemplu pozitiv, așa cum mi-am dorit să reprezentăm reghinenilor. Păi mult succes în continuare. Mulțumesc mult. Și fie ca întotdeauna să fiți conștienți de ceea ce se întâmplă în această fabrică și de cât de important este ceea ce se întâmplă da, pentru noi așa toți. Este. Așa este. Mulțumesc!